În județul Dâmbovița, exercițiul de alarmare a început în jurul orei 10. Chiar dacă sirenele montate pe instituțiile publice erau electronice, au dat bătăi de cap inspectoratului pentru situații de urgență, pentru că au refuzat să pornească. În județul Dâmbovița au fost activate astăzi 171 de sirene. Din păcate, în municipiul Târgoviște, sirena amplasată pe cea mai importantă clădire a județului Dâmbovița nu a funcționat. Astăzi se va încerca acționarea tuturor sistemelor de înștiințare din județ de la fiecare localitate. Și de asemenea se va monitoriza și se va urmări modul de funcționare a acestora. Sirenele sunt de două tipuri. Sunt cele electrice care se acționează manual și cele electronice care se acționează centralizat, unele dintre ele având posibilitatea de transmitere și a unor mesaje vocale. La sediul ANAF Dâmbovița sirenele au sunat, însă oamenii nu au știut de ce sau nu le-au auzit. Nu. V-a speriat? Da. Ce credeți că ar putea fi? Nu știu, probabil... Nu știu, chiar nu știu. E cu tremur? Credeți că e cu tremur? Da. De-aia s-au sirenele? Da, pentru cu tremur. E bine. Dar văd că nu se încetinesc mașinile. V-ați speriat? V-ați speriat? Nu, dar unde mă adăpostesc? Nu le-am auzit acum, când am ieșit afară, am auzit ceva un pic, dar nu știam ce s-a întâmplat. Știați de exercițiul? Nu sunt nici de aici. Așa că n-aș ajuta. Au loc în toată țara, nu contează. De ce? De pompieri? Pentru incendii? Incendii cu tremur, testează sirenele. Da. Nu, nu știu. Și în județul Prahova, sirenele au alarmat populația. La Câmpina, sirenele electronice au fost însoțite de comanda vocală care a avertizat populația că este doar un exercițiu. Se va acționa sirena de alarmare cu semnalul alarmă la dezastre, compus din 5 sunete, a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Nu intrați în panică. Acesta este un exercițiu. În Ploiești există o singură sirenă electronică, iar cele electrice montate pe blocuri sunt de pe vremea războiului. Mesajul care a însoțit alarma, acesta a fost un exercițiu, abia s-a auzit în centrul Ploieștiului.